Pacienții au găsit diferite metode pentru a se apăra de țânțari. Chiar dacă este cald, se învelesc în cearșafuri sau pături pentru a nu fi înțepați de insecte. Sunt destui care să nu ne lasă în pace. Încerc să mă acoper peste tot, e posibil, ca să nu n-am probleme, să nu mă ciupească. Nu știu, am o grupă de sânge a doi și țânțari sau pureci. Pe unii nu-i mușcă, depinde de grupe de sânge. La mine și mi se fac niște blândele. Alții spun că doar seara intră țânțari în saloane, așa că nu țin geamul deschis. Sunt țânțari, dar dacă știi să te protejezi, noi seara, după ce s-a edisat și că toată ziua stăm cu geamurile deschise, seara le închidem, prindem becul, iar după ce ne culcăm, deschidem geamurile din nou. Unii bolnavi se plâng că nu pot folosi substanțe împotriva țânțarilor, așa că speră ca reprezentanții spitalului să găsească soluții pentru a-i scăpa de aceste insecte. O salubrizare și o curățenie mai așa ca la carte, dar nu cred că nu se poate. Situația este una în curs de rezolvare. Pe saloanele de pe secții vor fi montate plase pentru protecția împotriva țânțarilor. Deja pe anumite secții se lucrează în acest sens, cum ar fi cardiologie. Am înțeles că s-au fost solicitări în acest sens de pe secția de terapie intensivă și obstetrică ginecologie. Deci situația este una în curs de rezolvare. Reprezentanții spitalului nu au primit sesizări scrise de la pacienți, însă medicii de pe secție au cerut instalarea plaselor de protecție la geamuri.